Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Așa cum v-am promis în episodul în care am semănat semințele pentru rozadurile de roșii pe care le vom pune în solar, astăzi am revenit să vă arăt cum arată după ce au ieșit. Ele au ieșit aproximativ de 3 zile, suntem în a 10-a zi de când le-am semănat. Ele au ieșit de 3 zile. Dar am vrut să mai las câteva zile pentru a putea vedea de ce le-am pus din, la o distanță de 5-6 cm. Se vede că nu trebuie rărite. Soțul mă filmează, el e cu filmatul acum. Vă salut! Dacă ați urmărit videoclipul în care am semănat semințele, ați văzut că la sfârșit am pus o folie. După ce le-am udat, am pus o folie de plastic, de proprie plenă. Acea folie am înlăturat-o atunci când au început să apară primii colțișori. Scopul ei a fost de a menține umezeala, iar în acele 7 zile cât a stat peste semințe, nu am mai udat deloc pământul. Aici jos e caloriferul de încălzire. Acum le vom mai lăsa aproximativ o săptămână și vom mai pune pământ. Mai sunt câteva care trebuie să mai răsară și printre ele vom mai pune puțin pământ. Dar după cum am spus, trebuie să mai crească puțin și vom pune așa, între ele. Pentru a avea o mai bună prindere. Iar după vreo 3 săptămâni le vom transplanta. Le vom pune în cuburi. Dar vom reveni la momentul respectiv cu un material video. Temperatura este în acest moment de 26 de grade Celsius. Se poate vedea. Răsadurile, semințele pentru a germina au nevoie de o temperatură cuprinsă între 22 și 26 de grade Celsius pe timpul zilei. Iar pe timpul nopții nu trebuie să scadă sub 18 grade Celsius. Pentru a se putea germina frumos, plantele să fie sănătoase, viguroase. Cam atât am vrut să vă arăt în videoclipul de astăzi. Sper să ne urmăriți în continuare. Vom reveni. Până data viitoare, spor în toate și numai bine! La revedere!